S-au pomenit cu o mașină pe pragul casei. Este cazul unor familii care locuiesc într-un bloc de pe strada Bălcescu din orașul Ungheni. Din primele cercetări se atestă că șoferul nu s-a isprăvit cu volanul automobilului și s-a oprit în pereții casei. Detalii aflați imediat. Accidentul s-a produs pe la ora 13:30. Automobilul de model Volkswagen era condus de un bărbat de peste 40 de ani din orașul Ungheni și se afla singur în momentul impactului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Ne aflăm la intersecția străzilor Național cu Ștefan cel Mare, automobilul ce se deplasa de pe strada Națională, efectuând virajul în partea stângă, nu s-a isprăvit conducerea, derapat de partea carosabilă, tamponându-se în casa de locuit Bălcescu 5. La moment careva victime nu sunt. Nu o să meargă cu mine personal la secția de internare a Spitalului Rional Ungheni, unde va fi testat alcoscopic în vederea stabilirii gradului stării de ebrietate. La moment nu cunoaștem dacă persoana s-a în stare de ebrietate. Locuitorii din acest bloc erau șocați de cele întâmplate, deoarece cu doar 2 minute înainte de producerea accidentului, 2 copii au intrat în casă. Oamenii sunt revoltați că asemenea cazuri se întâmplă destul de des în această zonă. Copiii s-au suit, nu m-au dovedit și-au închis ușa și suieu pe scări, duceți-vă și uitați-vă. Și au zâmbat, eu m-am gândit că e cu tremur. Poftim! Ia că asta-i. Și asta-i de 2-3 ori pe an. Ujasnă. Nu știu. Eu n-am cuvinte. N-au sânt în trânșă. Beau. El îi bat. Puti de la dânsul băutură. Bem un ceai. Pe urmă, așteptam băiatul de la școala a doilea băiat. Și am auzit-o cu itură. Credeam că zic ceva, că zic la vecini jos, zic și poate e tot normal. Când pe urmă, băi, tu zici, mama a ajuns ca o mașină în casă la noi iar. Tătă primărie, asta pe mine m-a săturat definitiv. E vinovat de atât de ori când ne-am adresat. El e primar. S-a vorbit de câte ori, s-a scris cereri, că să ne facă barieră de aceea, protecții, ca să nu vii în căs. Și acolo a intrat în casă mașini și tot. Nu da clumbile astea, nici clumbile astea nu ne apără. Potrivit reprezentantului poliției rutiere, șoferul vinovat de producerea accidentului va fi tras la răspundere contravențională conform articolului 242 aliniatul 2, prin aplicarea unei amenzi de 50 de unități convenționale și 6 puncte de penalizare.